Ce faceți prieteni, sunt Angel și astăzi vom vorbi despre sucurile cu zero zahăr. Din nou este o întrebare care apare în momentul în care vrei să slăbești sau să zicem să-ți menții greutatea. Dacă consumi aceste sucuri care au zero zahăr, nu știu, Cola 0, Pepsi Max, Fuse Tea Zero, Fanta Zero, chestii genul ăsta. Deci dacă consumi genul ăsta de sucuri, poți să slăbești sau te va încurca în vreun fel sau altul în procesul de slăbire. În primul rând avem trei tabere posibile, adică avem tabăra care spune că clar nu sunt bune, nu trebuie să le evităm și așa mai departe, tabăra care spune sunt ok, nu te încurcă cu absolut nimic, sunt bune și tabăra științifică care spune stai un pic să vedem ce studii sunt și ce rezultate au. Așa că vom lua la rând toate aceste tabere să vedem ce spune fiecare. În primul rând, care era ideea de ce nu ar trebui să consumăm? Până la urmă sunt niște băuturi îndulcite cu un dulcitor și cu ce ne-ar putea încurca. Se spune așa, în momentul în care corpul simte gustul de dulce și ajunge acest gust la creier și simți că ai consumat ceva dulce, acesta produce un pic de insulină, pentru că este obișnuit că așa ar trebui să funcționeze. Când dă de o chestie asemănătoare cu zahărul, acesta trebuie să producă insulină pentru a asimila acest zahăr. În momentul în care produce insulină și ajunge insulina și vede, băi, nu e niciun zahăr pe aici, atunci este o întrerupere în acest proces. Acest lucru îți poate influența modul în care asimilezi următoarea masă. Dacă consumi o masă și nivelul tău de insulină este ridicat, probabilitatea de a asimila mult mai mult și de a reține cea masă în rezervele de grăsime este mai mare. Dar acest lucru este o teorie. Vom vedea mai jos în partea de studii dacă se confirmă sau nu. După care partea care susține aceste băuturi au un argument destul de logic, adică prin faptul că dacă bei înainte o cola care să zicem avea 300 de calorii și apoi înlocuiești cu o cola care are 0 calorii sau mă rog aproape 0 calorii care 2-3 calorii pe sută, ceva de genul ăsta, dar mă rog, aproape 0 calorii, atunci vei avea un deficit de 300 de calorii, lucru care va fi important dacă tragi linie la sfârșitul săptămânii, ai 2100 de calorii deficit doar prin faptul că ai schimbat tipurile de cola și acest lucru poate să te ajute în crearea acelui deficit caloric de care ai nevoie pentru a continua să slăbești. De asemenea, mai este un argument împotriva îndulcitorilor artificiali. De exemplu, cola folosește un tip de îndulcitor, Pepsi, alt tip de îndulcitor, dar trebuie să menționez că toți îndulcitorii care sunt folosiți de companiile acestea mari au fost testați și răstestați pentru că genul ăsta de companii și nu numai genul ăsta de companii, atât companiile mari de sucuri, companiile de suplimente, toate sunt sub o lupă, adică prin faptul că ești multinațional, ai și mulți dușmani, să spunem așa, și vor căuta efectiv fiecare lucru de care ar putea să se ia. Și studiile finale legate de îndulcitor au fost că pentru a fi toxic sau pentru a avea orice fel de efect advers din cauza uh, acestor îndulcitori, trebuie să consumi o cantitate foarte mare, aproape inuman de mare. De ce spun inuman de mare? Pentru că aceștia îndulcesc mult mai mult decât zahărul, la modul de 600 de ori, de 800 de ori, de chiar de 1000 de ori mai mult decât zahărul. Adică, să zicem, un gram de îndulcitor de genul acela are capacitate de îndulcire cât 800 de grame de zahăr. Deci, este clar că nu vei putea consuma foarte, foarte mult, chiar și dacă bei uh, multă cola, de exemplu, tot este greu să ajungi la o supradoză de îndulcitor. dacă putem spune așa. Până la urmă, urmei, cartea cu consumul în exces poate fi folosită pentru foarte multe lucruri care de altfel sunt foarte sănătoase. De exemplu, haideți să vorbim despre banană. Nu comparăm îndulcitorul cu banana niciodată, adică clar îndulcitorul este ceva chimic, banana este naturală sau așa, dar vreau să vă spun că, de exemplu, banana, dacă consumi 10 banane deodată, îți vei da peste cap balanța dintre potasiu și cu sodiu, pentru că banana are prea mult potasiu și poți avea probleme. Sunt mai multe lucruri care consumate într-o cantitate foarte mare vor avea efecte negative. Din ce știm până acum, îndulcitorul este safe, adică în cantitățile pe care noi le găsim în alimente, este safe. Haideți să vedem ce spun studiile legate de aceste băuturi. Și sunt două categorii de studii și vreau să trecem prin amândouă și am să vă citesc câteva date pentru a nu rata nimic. Deci, în primul rând, avem așa studii de observare, care sunt studiile în care practic analizezi niște oameni de la distanță. Aceste studii de regulă au un eșantion mult mai mare și durează mult, pentru că sunt mai ieftine de făcut. Pur și simplu întrebi niște oameni și stai și observi de la distanță și le ceri feedback-ul spre deosebire de un studiu controlat unde trebuie să ții oameni, le controlezi dieta, le dai tu de mâncare, le dai exact ce trebuie să ia și așa și atunci tragi linii și spui, bun, astea sunt diferențele. Acele studii sunt mai scumpe, un pic mai greu de făcut, cineva trebuie să le sponsorizeze și durează de regulă mai puțin. Bun, din studiile acestea de observare avem studii pe 11.000 de oameni, pe 31.000 de oameni, pe 5.000 de oameni, deci sunt mai multe studii care sunt destul de asemănătoare. Adică au analizat relația dintre consumul de băuturi cu zero zahăr și creșterea în greutate, ceea ce nu este foarte relevant, adică prin faptul că eu beau o cola 0 și mănânc doi burger nu înseamnă că m-am îngrașat de la cola 0. Dar au analizat ca idee și după cum am zis studiile sunt, am văzut 5 ani, 7 ani, 8 ani. Acum, concluzia finală a fost că persoanele care consumă mai multe băuturi cu zero zahăr au tendința de îngrășare mai mare sau se îngrașă un pic mai mult decât ceilalți care nu consumă aceste categorii de băuturi. Dar este foarte bine că au spus exact și cu cât este acea, sau care este această diferență dintre cele două grupuri, pentru că dacă citești doar până aici, spui bun, băuturile astea nu sunt bune, pentru că uite, oamenii se îngrașă mai mult, dar totuși cu cât se îngrașă mai mult și aici a fost interesant, pentru că diferența a fost irelevantă, La modul a fost între 1-2%, în unele părți 3%, în unele studii a fost diferență de o medie de 1 kg între cele două grupuri, în opinia mea, dacă este să analizăm 8 ani de stil de viață și diferența dintre cele două creșteri în greutate să fie de 1 kg sau de 2-3%, este irrelevant. Adică nu putem spune, da, domnule, este clar, consum cola zero, te îngrași cu 10 kg mai mult decât cel care nu consumă cola zero. Deci asta clar nu am putut dovedi. Apoi, studiile care, în opinia mea, chiar dacă au un eșantion mai mic, sunt mai relevante pentru că sunt controlate, adică au controlat dieta, au controlat activitatea fizică, diferența a apărut doar în acest consum de băuturi sau de îndulcitori și vom vedea două studii. Avem așa. Primul studiu este pe un eșantion de 55 de tineri și acești tineri au avut o dietă de 1000 de calorii, deci foarte puține calorii, ca idee foarte puține calorii. Jumătate din participanți au primit capsule cu îndulcitor, exact același tip de îndulcitor care se găsește în băuturile cu zero, cu zero calorii. Adică în ideea în care să vadă dacă acel îndulcitor schimbă cu ceva faptul că produci insulină sau dacă produci mai multă insulină, dacă asimilezi diferit mesele și așa mai departe, dacă îți încetinește procesul de slăbire. Celălalt grup a primit o pastilă placebo, adică practic nu avea nimic în ea încât să influențeze studiul. După 12 săptămâni, ambele grupuri au slăbit la fel, deci tot ce a contat a fost efectiv deficitul caloric. Au avut 1000 de calorii, 1000 de calorii, punct. Ritmul de slăbire a fost exact la fel. Acea cantitate de îndulcitor nu a schimbat cu absolut nimic acest lucru. După care mai avem un studiu asemănător care mi se pare și mai relevant pentru că în loc de capsulele de îndulcitor s-au folosit exact băuturi. Și studiul ăsta mi se pare și mai relevant pentru că deficitul caloric nu a fost fix, a fost setat pentru fiecare persoană în parte cu 25%, exact cum face o perioadă de slăbire normală. Îți alegi, să zicem, între 15 și 25% un deficit caloric. Dacă tu ai de mâncat 2000 de calorii pentru menținere, scazi de acolo 20-25% și ți-ai obținut caloriile de slăbit. Exact așa au făcut și aici. Deci pentru fiecare participant au făcut un deficit de 25%. Apoi au împărțit participanții în două grupuri. Primul grup primea băuturi cu zero, practic aveau caloriile, să spunem 1500-2000 de calorii aveau calorii, după care primeau o băutură pe zi cu zero calorii, da? deci 300 o doză din aceasta de 330 de mililitri de cola 0, să zicem. Celălalt grup, avea un deficit de 25% în care au băgat și acea băutură cu zahăr. Deci, să zicem că în cazul acesta, de aici au mai tăiat un pic din alimente și au băgat acea doză care va avea ea câteva 200 de calorii acolo, a băgat și acea doză, practic, dar caloriile erau la fel. Deci, ambele grupuri aveau un deficit de 25%, diferența era că în acest grup cum ar veni, era o băutură cu zahăr inclusă. După 12 săptămâni, ambele grupuri au slăbit la fel. Ce extrag eu din aceste informații? Pentru început, deci dacă vrei să slăbești, să spunem că ai mult de slăbit, sau nu mult, ai o 15 kg, 20 de kg, poate chiar 10 kg. Dacă vrei pur și simplu să slăbești, Adică nu te interesează poate masa musculară la fel de mult. Vrei pur și simplu să slăbești 2-3 kg, 5 kg, încât să stea tricoul mai bine pe tine. Atunci deficitul caloric este the way to go. Adică este exact acea variantă pe care trebuie să mergi. Este simplu de făcut, ai atâtea aplicații de tracking, cum ar veni de să-ți monitorizezi caloriile, să vezi, am mâncat un măr, trec acolo o măr, am mâncat o banană, trec o banană, am mâncat două ouă, trec două ouă. Și ți-ai făcut deficitul caloric, pa la revedere ai slăbit. Dacă te interesează masa musculară, dacă te interesează să menții masa musculară sau poate să mai crești un pic în masa musculară, dacă te interesează să ajungi la un procentaj cât mai mic de grăsime, atunci da, contează mult macronutrienții. Pe final, pe final contează foarte mult și ce alimente alegi, nu doar macronutrienții, să ai suficienți micronutrienți, să ai suficiente enzime digestive pentru ca digestia să funcționeze cum trebuie. Deci, pe măsură ce vrei rezultate de top, să zicem, vrei rezultate, vrei să ajungi la un procentaj mic de grăsime, vrei să ai masă musculară, vrei să fii mai spre decopertă, să zicem așa, atunci automat trebuie să fii atent la mai multe lucruri. Dar dacă tu ai, să zicem, 1,70 m, 100 de kg, vrei să ajungi pe la 80 de kg, un deficit caloric cu câteva alimente sănătoase. De ce se recomandă în general alimentele sănătoase? Deși poate părea cumva ciudat, ciudată această întrebare, dar de ce este tot timpul recomandat să ai alimente sănătoase? În primul rând, alimentele sănătoase sunt mai puțin dense caloric și mănânci mai mult. Adică dacă e să faci un deficit și să trebuiască să mănânci 1500 de calorii, și tu să vrei să mănânci pizza. Adică o pizza are în jur de 2000 de calorii. Adică nu ai apucat să mănânci o pizza întreagă pe zi. Deci ar fi prea puțin și de asta nu ai putea susține o astfel de dietă, dar să mănânci alimente sănătoase de 1500 de calorii poți face fără probleme, 3 mese și o gustare și să te țină. De asta se merge pe alimentele sănătoase. Doi Din motivul evident, pentru că ai vitamine, minerale, deci ai acești micronutrienți care îți ajută corpul să funcționeze mai bine, să ai energie, să te simți mai bine în timpul zilei. De asta alegi alimentele sănătoase. Pur și simplu te simți mai bine cu astfel de alimentație. Dar legat de sucuri, în primul rând, în procesul de slăbire este important în deficitul calorii. Deci, dacă ai o dietă de 1800 de calorii și din când în când mai adaugi o cola zero, nu-ți va încurca foarte mult dieta. Da, nu pot să spun că este un aliment sănătos, pentru că nu este. Este până la urmă o apă cu câteva chimicale și cu un dulcitor. Nu pot spune că este la fel ca o măr sau ca o banană. Dar, strict legat de slăbit, nu te va încurca. Asta este ideea. O cantitate controlată de băuturi cu zero zahăr de-a lungul dietei, nu îți va încetini procesul de slăbire, cel puțin până în parte de final de tot de dietă. Și cam asta ar fi. Sper că v-am răspuns la această întrebare. Deci trebuie să facem diferența între a te încurca în procesul de slăbire, între a fi aliment sănătos sau nu, adică aici nu vorbim dacă este sănătos sau nu, este vorba dacă te încurcă sau nu în procesul de slăbire. Sper că v-a ajutat acest video. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și Fitness Nation. Bineînțeles că ne vedem la video următor. Pa!